și el, că opunitatea asta nu pune nimic important. Important este să fii acolo. Merită. Noi facem o lecție care stârnește curiozitatea multora. Sigur că da, sigur că da. Mihai, e stat de tare. Mihai, eu azi noapte am visat cum făceam noi lecții din nou frumoase, foarte frumoase. Ia să dăm Măriuca să înregistrezi, da? Înregistrează? Da. Da. Gata? Bravo, mă, că n-am observat eu. Vedeți? Cu cine este? Gata, începem lucrarea. 23 plus 34. 23 plus 34. Nu mai trebuie făcut, nu știu. Așa. Este 57. Gata, mă. 57, mă. Te mai întreb cum ai făcut-o? No. Eu sunt curios cum ai făcut-o, dar să vezi că am o șmecherie, ți-o spun acum. 3 plus 4 egal cu 7. Și 20 plus 30 egal cu 50. Gata, mă. Este extraordinar de plan. Foarte important. Deci, fertent, atât de bine te-ai descurcat încât eu să știi că nu m-aș fi descurcat. Dar cât face 57 minus 23? Este 34. Băi, să nu crezi. Ai făcut calculul sau te-ai uitat acolo? Că dacă l-am scăzut pe ăsta, rămâne celălalt. Cum ai făcut? Spune șmecheria. Spune-mi, Heiță, cum ai făcut? Te-ai uitat așa că dacă este adunate și ai scăzut pe prietenul, rămas celălalt sau ai făcut calculul? Tu cred că ai făcut calculul, mă. Ai zis așa, 7 scăzut 3 egal cu 4, 5 scăzut 2 egal cu 3. Cum ai făcut? Așa? Nu vrei să spui. Hai, las că te prind eu, că nu vrei să spui. Dar 57 minus 34. A, este 23. 23. Mai șmecheri. Dar 59 minus 33. Ia să văd acum. 59 minus 33. Eu am crezut că te prind așa, că dacă mai înainte ai văzut, acum zicând 26. Cum ai făcut, mai Mihai? Aici trebuie să-mi spui. Păi, 9 minus 3 face 6. Și 5? 10. Minus 30? Minus 30. Egal cu 3. 20, da? 50 minus 30 egal cu 20. Da. Uite, dacă le așezai așa, dacă le așezi pe caietul tău așa, 59 minus, să-l pui dedesubt, 33, băi, ce șmecherie asta, mă, cât de repede. 9 scăzut 3 egal 6, 5 scăzut 3, 2. Ce repede asta. Foarte repede. Hai, cine este egal?
23 plus 35. Este 58. Corect, mai hai. 58. Ca să vezi cât de repede, dacă descrii picăiețelul tău așa, și scrii 23, Mihai, și dedesubt spui plus 35 și le așezi așa frumos, acolo zici 3 cu 5 fac 8 și 2 cu 3, 10 lângă 10, așa, una sub alta, 20 cu 30, 50. Uite cât de repede iese! Foarte repede! Foarte repede! Dar cu cine este egal 58 minus 35? Douăzeci și trei, te-ai prins pe poante, mă. Așa este, mai. Le scriu așa una sub alta, 58 minus 35 și uite cât de repede, din 8 scăzut 5, 3, din 5 scăzut 3, 2, 23, foarte repede ai făcut, foarte repede, dar 58 minus 23. Ai, este 35. Vorbe, 35. Dar 59 minus 23. 59 minus 23. Se gândește? Da, îl văd, că procesează. Hai să le așez așa una sub alta, că pare mai ușor. 59 minus 23, Mihăiță? Da. Și 9 scăzut 3? Egal cu... Cu 6. 6, corect. Și 50 scăzut 20? 5. Oh, este... De parcă 5 scăzut 2. 5 scăzut 2? 5 scăzut 2. Este 3. 3. 36. Deci răspuns corect este 36. Uite ce șmecherie am făcut eu, Mihaiță. Data trecută 58 scăzut 23. Am făcut 36. Dacă n-am zis 59, l-am mărit cu 1 și răspuns a fost cu 1 în plus. Asta. Da? Deci da. aici a fost mecheria. Este 26. Râd de la șasele tău. Ce spune? Nu-i place șasele meu cum l-am scris? Râd de la el. Râde de șasele meu, că ăla nu-i șase ce am făcut eu. Tu le faci mult mai frumoase, știu asta, Mihai. Foarte frumoase față de mine. Dar, uite, aici pe mine mă surprinzi în cel mai plăcut mod că tu ai o viteză de lucru extraordinar de mare. Foarte mare. Ia să mai văd eu, să mai lucrăm mai câteva ieșițe, că atât de rapid, eu nu pot așa repede. Și tu nu mai vrei să-mi spui cum faci așa. Uite, cu cine este egal 47 plus 21? Egal cu? Cu
68. Ai, ai, ai. Spune acum ca să, să afli și prietenii noștri, cum ai făcut? Cum ai lucrat? Păi, 7 plus 1 1 egal cu 8 și, și 4 plus 2 egal cu 6. Foarte, foarte bine, foarte bine. Foarte repede. Dar 68 scăzut 21, cu cine este egal? A, 47. Te prins la asta, nu? Stai deodată, le vedem. Da. Dar 69 scăzut 47. Scăzut 47. Este 22. Da, mă, 22, mă. Băi, ce șmecherii. Deci dacă am scăzut, adică 9 scăzut 7 fac 2, 6 scăzut 4, 2. Deci asta ai văzut foarte repede, foarte, foarte repede. Da, asta nu mai faci, Mihai. 70 scăzut 11. Care e rezultatul final? 69. 69, sigur? Da. Ia să mai vedem încă o dată. Dacă zic 70 scăzut 1. 70 scăzut 1. Este 69. Aici e 69. Ești convins. Dar dacă am scăzut 11 și încă o 10 e 11. Deci 69 minus încă o 10. Deci când scădem mai pe 1, că 11 înseamnă și o 10 și 1, nu? Deci când scădem mai pe 1, fac 69, dar și 11, cât este corect? Așa, Mihăiță, 59, bravo! Ai prins panta. Cât este 70 minus 21? Bravo, bravo, Mihai. Păi, da, analizezi așa de atent și te-ai prins că acum ai scăzut un 1, se fac cu 69 și până mai ai scăzut și 20. Și din 69 ai scăzut 20, 49, mă. Bravo, Mihai. Păi, ce tare ești, mă. Foarte tare. 49. Dar din 70, dacă scădem 32... 32. 30. Sau 40. Cât ai zis? 30 și cât? A zis 30 sau 40. A, ești nesigur. Ia urmărește mai atent.
47. 47, zici tu. Hai să vedem așa. Dacă din 70 scădem numai 2, cât ar face? 68. 68, foarte bine. Acum eu scad și 30. Deci ar trebui din 68 să scad și pe 30. Deci scăzut numai pe 2 și o fac cu 68. Și dacă scad și încă 30 acum, cât ar face? 48. Dacă din 60 scădem în 30, din 6, 3, 3, 38. Deci 38 este corect. Da? 38 este corect și tu ai... N-am zis 38, am zis 48. Și bine, 48 sau cum am zis eu, 38? 38. E bine 38. Foarte bine. Deci ai puterea să spui că atunci, data trecută, tu ai scăpat un pic, o slăbiciune ai avut acolo. O mică greșeală, dar ai revenit foarte bine. Deci când ce înseamnă 32? 32 înseamnă că e egal cu un 30 plus un 2. Și atunci tu ai scăzut, când am scăzut un singur 2, o fac 68 și pe urmă am mai avut de scăzut, când 32 se află și 30. Și de 68, dacă scădem 30, egal cu 38. Băi, Mihăiță, foarte, foarte, foarte tare ești. Foarte tare ești. Este extraordinar. Așa socotel de ăsta nu faci niciun copil la timpul ăsta cum ești tu. Deci tu faci niște calcule foarte interesante. Azi ai avut o temă tu de făcut astăzi cumva? Mihai? Nu mai ești? Unde ești tu? Că nu te mai văd. Acum te văd. Ai avut de făcut o temă? Ți-a zis Măriuca că ai temă ceva? Ai luat ăia strugul? Unde? Ale e bolul ăla, mă. Mihai, ai avut de făcut o temă cumva? Ți-a zis Măriuca că ai de făcut o temă? Da. Și ai făcut-o? Nu. Nu. Da. Da. Da sau nu? Da. Păi arată-mi, mă. Arată tu tema. Ce este în întuneric, tot timpul iese la lumină. Arată-o ca să o vedem, să o vadă toți copiii. Ce râzi? De ce râzi, Mariu? Ai fost prins! God. Ai făcut-o? Capcana ta. Primeiță, dacă n-ai făcut-o, o faci pentru data viitoare, bine? Pentru mâine. Pentru mâine s-o faci. Să asculti pe Măriuca și vezi ce spune Măriuca că ai de făcut. Că eu i-am spus ei cum să faci cifra 8. Dar mai repete-i tu lui. Să repet eu pentru tine, Mihăiță? Trebuie să afli... Pentru 9, parcă și pentru 8, să-ți facă descompunerile celea, nu? Care sunt prietene cu toți, așa, să scrie. Da, da. Mihai, promiți, Mihai, că o să asculți pe Măriuca ca să faci tema? Da. Bravo. Gata. E ca și făcută tema. Dacă tu asculți pe ea și o să urmărești filmulețul, că ai spus da. Ai spus da și trebuie să asculți. N-ai făcut peste streacă. N-am ce. Nu, tata e tare, că mă numă complic acum. Dacă tu, Mihăiță, ai înțeles că trebuie să-ți faci tema, că așa fac toți copiii. Uite să vezi și Măriuca. Măriuca are și ea temă. Și amândoi vă așezați la masa de lucru și spui, te rog să dai și mie tema
și să-mi spui ce am de făcut, că în momentul în care, știi, Mihaiță, când tati era elev, Mihai, când tati era elev și dădeam tema, niciodată nu s-a întâmplat să nu-și facă tema. Totdeauna tati își făcea tema. Totdeauna. Poate să întreb pe tati și pe mami, totdeauna când primeau tema de la școală, profesorul îi le dădea temă de făcut și stăteau acasă și făceau tema. Dar el mare până va merge la școală. Ei, tocmai, dar el învață acum cum trebuie să facă tema și el este un copil foarte mare și înțelege foarte bine că așa trebuie făcut. Ai promis că faci, Mihaiță? Da. Gata, mă. Asta înseamnă că te-ai descurcat foarte, foarte, foarte bine. Ai prins multe șmecherii de aici. Eu m-am convins că tu știi bine niște lucruri să faci și dacă faci și tema, eu am să ies afară și pe stradă spun Mihai a făcut tema. Da, așa voi face. Bine? Bine. Bun, hai să ne oprim aici, că mâine o să stăm mai de vorbă mai mult timp. E bine. Măriuca, dacă ești acolo, să oprești tu filmulețul. Opresc. Vă pupăm. Vă pupăm cu drag, pa, pa. Pa. Ești șefa acolo. Măriuca, să-l iei lângă tine și să faceți tema amândoi. Așa. Ia vedeți exact. Parcă 9 și 8 trebuia descompunerea. Da, am arătat. Da? Și scăderile acolo și jocul acela să fac. Bine, Mărica, vă lăsăm. La revedere. Pa, pa. Pa.